În cele trei zile petrecute în rugăciune și închinare la Biserica Vestea Bună din Drobeta Turnu Severin, participanții au retrăit momentele care se întâmplau la cortul lui David, despre care vorbește Vechiul Testament. Pastorul bisericii, Dumitru Geru, a spus că după fiecare ediție s-a observat că oamenii din zonă au fost mai receptivi la Cuvântul lui Dumnezeu. Și am făcut ca timp de trei zile să avem închinare și 24 din 24, necurmată, și ne-am bucurat. Am retrăit momentele care se întâmplau la cortul lui David, când fiul lui Core și fiul lui Asaf aduceau glorie, laudă lui Dumnezeu 24 de ore din 24. S-a simțit prezența Domnului, am văzut oameni care au fost atinși de Duhul lui Dumnezeu, dar așteptările noastre sunt ca tot ceea ce s-a petrecut în lumea spirituală să vedem rezultatele care vor veni. După fiecare maraton am văzut cum biserica crește, cum oameni se întorc la Dumnezeu, cum biserici s-au deschis în această zonă, în diferite localități. Și credem că lauda și închinarea este o cheie prin care noi putem să deschidem cerul. Despre unitate ne-a învățat Mântuitorul nostru. Trăiți în legătura frățească, iubiți-vă unii pe alții. Și faptul că noi trăim în unitate, noi și ne strângem din toate zonele țării ca să ne focalizăm spre deselenirea acestui ogor al Domnului acestei zone. Noi credem că este și aceasta este o lovitură dată celui rău, care știm că diavolos înseamnă dezbinătorul, el vine să dezbine. Noi chemăm Duhul lui Dumnezeu care să ne unească și ne bucurăm așa de mult că multe echipe de laude și închinare din multe biserici din țară vin să ne sprijine aici, în această zonă a Olteniei.